Alertă din nou după ce o fetiță de 8 ani din Ziliștea, comuna Poșta Câlnău, au consumat o conservă de pește, iar la scurt timp s-a ales cu simptome specifice îmbolnăvirii cu toxina botulinică. Alimentul a fost primit de la o bătrână la pomană, iar după masă, la o zi distanță, copilul s-a simțit din ce în ce mai rău. A fost transportată la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București pentru investigații de specialitate. Direcția de Sănătate Publică Buzău a demarat o anchetă. A consumat-o singură, fără alte membri din familie și care, la o zi după consum, a început să prezinte o simptomatologie destul de nespecifică, pentru care a ajuns la medicul de familie, după aceea la secția de boli infecțioase, unde s-a ridicat suspiciunea de botulism, întrucât copilul a început să prezinte ceva parestezii la nivelul membrelor inferioare și a fost îndrumată către o clinică din București pentru tratament specific. Clinica a preluat-o, a menținut suspiciunea, probele de laborator sunt în lucru. Pe firul anchetei au intrat și inspectorii Direcției Sanitare Veterinare. Autoritățile au prelevat probe, iar rezultatul a fost unul negativ. Nu a fost vorba despre botulism, ci mai degrabă despre o comună toxinfecție alimentară. Colegii au mers la bătrâna care a împărțit sâmbătă de blagoveștenie 5 conserve de pește din acestea din Thailanda. Medicul de familie, când a întrebat-o ce a consumat, și a spus că a consumat conservă de pește, domnul doctor imediat s-a gândit că e posibil să fie vorba de botulism. Ulterior s-a infirmat acest lucru. Echipa care a mers în Buzău la Carrefour au depistat loturile din Thailanda, dar din lotul respectiv în care aveam datele exacte, au fost 48 de conserve, dar nu mai era niciuna din lotul respectiv. Deci ca dovadă că aceste conserve au fost consumate și nu am avut alte notificări în ceea ce privește consumul și dacă s-a simțit cineva rău sau probleme de indigestie sau toxinfecție alimentară cu Clostridium botulinum. Conservele erau în termenul de valabilitate, mai spun inspectorii veterinari. Tot în această lună, un bărbat de 44 de ani din Pătârlagele a prezentat semne de botulism după ce a consumat o conservă. Analizele inspectorilor DSVSA infirmă și această suspiciune. Legat de cealaltă suspiciune de botulism, conserva de fasole cu cârnați de porc, de la Pătârlagele, nu am primit și rezultatul buletinului de analize la proba pe care noi am trimis-o săptămâna trecută și s-a infirmat prezența toxinei botulinice. Botulismul este o afecțiune rară cauzată de o toxină produsă de o bacterie numită Clostridium botulinum, toxină care se numără printre cele mai puternice otrăvuri cunoscute. Toxina botulinică, pătrunsă în organism prin intermediul alimentelor contaminate, produce tulburări în funcționarea nervilor, conducând la paralizie. Alimentele care pot dezvolta toxina sunt de obicei cele conservate. Având în vedere că botulismul afectează controlul musculaturii, pot apărea numeroase complicații. Cel mai mare pericol este cel reprezentat de paralizia musculaturii toracice, soldată cu incapacitatea de a respira. În aceste cazuri se poate ajunge la decesul persoanei afectate.